Rabla pentru electrocaznice este un program național prin care românii își pot înlocui aparatele electrocaznice, electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic. La fel ca programul Rabla pentru Mașini, acesta este finanțat de către administrația Fondului pentru Mediu și constă în oferirea unor vouchere de reducere pentru achiziționarea de aparate electrocasnice noi. Programul Rabla pentru Electrocasnice este un program inițiat de guvern pentru a încuraja achiziționarea de aparate electrocasnice cu un consum redus de energie și pentru a promova reciclarea echipamentelor electrice și electronice vechi. Pentru început, trebuie să te înscrii în program în aplicația online Rabla Electrocasnice de pe site AFM, dacă nu ai deja cont. După ce ai făcut contul, trebuie să încarci o copie după actul de identitate și să semnezi declarația pe propria răspundere, care se generează online din contul de client. După ce ți-ai validat contul, trebuie să aplici pentru un voucher. Când voucherul este validat, ai 7 zile la dispoziție să cumperi produsul pe care îl vrei de la unul dintre comercianții înscriși în program. Programul Rabla pentru electrocaznice are un buget anual limitat și reducerea la prețului noului echipament este valabilă doar până la epuizarea bugetului. AFM a aprobat bugetele din acest an. Sunt 75 de milioane de lei pe care românii pot accesa sub formă de vouchere pentru a-și cumpăra electrocaznice noi în schimbul celor uzate. Voucherele sunt cuprinse între 200 și 500 de lei în funcție de electrocaznicele pe care vrei să le cumperi. Relatează știrile protv.ro